Bună ziua, sunt profesor Mândița Baias la școala gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare. Pentru că suntem la începutul unui an școlar, ne propunem să creăm portofoliul profesorului, portofoliul electronic. Pentru aceasta voi deschide Google Forms din aplicațiile Google. O să deschid e-mailul pe care l-am pentru a putea mai ușor accesa Google Forms și intru în Drive, accesez Google Forms. Creez un formular nou căruia îi dau titlul Portofoliul profesorului. Ce conține portofoliul profesorului? Conține documentele ce trebuie să le dețină toți profesorii din școala gimnazială Dimitrie Cantemir. Sunt cele mai importante dintre documentele pe care le are un profesor din școala noastră. Așadar, completăm formularul. Prima întrebare ar putea fi, este numele și prenumele, pentru a ști cine încarcă aceste materiale. Varianta de răspuns este un răspuns scurt. Alte întrebări sunt date personale, și anume telefonul, adresa de e-mail, disciplina predată, ca variante de răspuns, de asemenea răspunsuri scurte. Aici vreau ca fiecare profesor să-și introducă clasele la care predă. Ori încărcăm un document în care găsim încadrarea, ori putem să le scriem pur și simplu. Urmează ca profesorul să încarce CV-ul actualizat. Cum toți profesorii au un CV creat până la această oră, îl pot încărca aici ca fișier. Și anume, acesta poate fi doc, deci un document, poate fi în format PDF, poate fi pur și simplu imagine, adică va face poze și va încărca documentul. Numărul maxim de documente, unul singur. Urmează să avem în acest portofoliu fișa postului. De asemenea, se încarcă un document care poate avea maxim 10 MB, este de tip doc, de tip PDF sau imagine și este obligatoriu de încărcat acesta. Avem apoi proiecte didactice în care profesorul este implicat. Și toate aceste proiecte didactice vor fi încărcate aici. Opțiunea pe care o am este de maxim 10 documente pe care le poate încărca. Mă gândesc că dacă sunt solicitări pentru mai multe, să mai creez o întrebare de tipul acesta. Dar 10 proiecte în care ar putea fi implicat un profesor sunt deja mult. Formatul documentelor îl vedeți, acesta este. Ce mai poate cuprinde portofoliul profesorului? Teste, fișe de evaluare utile în activitatea didactică, în același format doc, PDF, pot fi prezentări, pot fi imagini. Spuneam că am opțiunea de 10 documente pe care le poate încărca. Lista elevilor selectați pentru olimpiade și tot aici vom completa rezultatele obținute. Așadar, documentul acesta, formularul acesta, poate fi completat de mai multe ori, poate fi deci editat după completare. Răspunsul este de tip paragraf. Putea fi și document PDF, listă, ori altceva.
Am optat pentru acest răspuns. Cursuri de perfecționare pe care le-ați urmat în ultimii 5 ani. Pot fi încărcate maxim 10 documente. Dacă sunt solicitări pentru mai mult, refacem formularul și putem pune de două ori această întrebare. Să avem 20 de documente. Și vor fi încărcate diplome din care să reiasă numărul de credite pe care îl are fiecare dintre aceste cursuri urmate. Proiecte în care sunteți implicată pot fi încărcate acestea. Publicații, de asemenea, 10 publicații pot fi încărcate. Poate fi una, pot fi două. Un fișier în formatul pe care vi-l spuneam și mai înainte, PDF, poză. Pot fi făcute anumite setări pentru acest formular. Observați, am restricționat accesul la formular numai pentru profesorii școlii gimnazii ale Dimitrie Cantemir. Nu am limitat răspunsul la unul singur. Se poate edita după trimitere și o să bifez această opțiune. Se poate vedea răspunsul după aceea. Răspunsul trimis se poate vedea. Zice că toate documentele pot să aibă maxim 1 GB a fost, pentru că suma documentelor pe care am setat-o eu că se poate încărca depășea 1 GB, am făcut din nou setarea și observați, avem 10 GB. Încărcăm de asemenea planificarea anuală, planificarea semestrială. 5 documente am pus eu aici, dar poate fi unul singur, pot fi numai două. Este obligatoriu de încărcat acest document. Aici eu pot vedea câte răspunsuri s-au trimis până acum. După cum vedeți, nu am niciun răspuns primit. Nu am dat formularul spre utilizare. Așadar, portofoliul profesorului. Răspunsul a fost trimis. Acum am trecut în rolul de profesor și să încarc eu formularul. Am încărcat câteva documente, am completat de asemenea numele, telefonul, adresa de e-mail, disciplina. Pentru a încărca un CV, mi-a fost solicitat accesul către drive-ul unde se găsește acest CV. Și observați, prin click pe link-ul acesta, voi vedea CV-ul încărcat. De asemenea, încadrarea am completat-o cu clasele la care predau. Anumite setări pe care pot să le fac din nou pentru acest formular. Am restricționat, spuneam, accesul pentru profesorii din școală, colectez e-mail-urile, se poate edita după trimitere. Accesul la Drive pentru fișa postului o am eu aici și toate celelalte activități. Acum nu le-am încărcat pe toate, dar pot să încarc și după prima trimitere. Succes! Mulțumesc frumos! La revedere!